Lăudat să fie Dumnezeu! În numele Lui oamenii sunt vindecați. Amen. Dincolo de tehnologia medicală există o singură soluție. Mâna puternică și miraculoasă a totputernicului Dumnezeu. Amen. Nimeni nu poate să ierte păcatele în cer și pe pământ în afară de Iisus Hristos. Niciun om, niciun preot, nicio instituție religioasă. Pentru că numai El cu 2000 de ani în urmă și-a întins mâinile pe cruce. Numai El a spus, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Numai El a plătit amenda murind în locul oamenilor, pentru că plata păcatului este moartea. În numele Lui există vindecare și în numele Lui există iertare. Numele Lui să fie înălțat și binecuvântat. Și biserica să spună amin. Suntem niște oameni fericiți pentru că suntem iertați, frați și surori. Și când vorbești din interiorul iertării lui Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu ca pe ochii din cap și când aștepți să vină să te ia și să te ducă în eternitate, ești o persoană fericită, indiferent de circumstanțele prin care treci. Domnul să fie lăudat! Oamenii lui Dumnezeu, permiteți-mi să spun câteva lucruri și apoi să citesc din Scriptură. Fratele Vasile Căpitanu ne anunță faptul că a adus câteva discuri cu muzică. Noi toți am auzit de Toflea, de lucrarea frumoasă, minunată de acolo. Am auzit de muzica plină de pasiune de acolo. Ne pare rău că dânsii nu au venit și cu cântăreți, dar au adus muzică înregistrată pe CD-uri. Și dacă doriți să o aveți la ieșire în hall, puteți să vă uitați după CD-urile pe care frații le pun la dispoziția dumneavoastră. Pentru că duminica următoare ne vom ruga pentru familiile care au aniversarea în luna octombrie. Vă aduc aminte să nu uitați să mergeți la secretariat cel mai târziu, până duminica următoare, înainte de slujba de seara, și să dați acolo informațiile necesare. De asemenea, încă o dată vă anunțăm, când trimiteți un bilet la anvon, vă rugăm frumos să-l semnați. Dumneavoastră vă imaginați că nu putem să ținem cont de un bilet care nu are nicio semnătură și poate fi trimis de oricine. Acum vă invit să deschideți cartea. 1 Samuel, capitolul 1. O să citim versetele de la 1 la 8. Este pagina în traducerea Cornilescu 290. Era un om din Ratamaim Tofin, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Roham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tzuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se urca în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Țofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dătea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dătea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Amin. Reocupați-vă locurile, stimații mei. Suntem și în această seară înaintea Domnului. Și anul acesta l-am intitulat Anul Familiei, prin faptul că joi seara vorbim despre familiile Bibliei și pentru că duminică seara vorbim despre familia după modelul Creatorului. Noi credem că bărbații credincioși sunt soți de calitate. Credem că femeile credincioase sunt soții de calitate. Credem că oamenii care vin sistematic la biserică, citesc Biblia și se roagă, în interiorul familiei lor aduc o contribuție de iubire, de iertare și de binecuvântare. În această seară am citit un text care se situează foarte departe în istorie, când poligamia era un stil de viață. Biblia ne prezintă un bărbat care avea două neveste. Una dintre ele avea copii, cealaltă nu, pentru că era stearpă, sterilă. Și observăm că ea este o femeie frustrată, plină de durere și fiind întotdeauna jignită
disprețuită de consoarta sa, avea o viață complicată. Soțul ei era între aceste două femei și din textul biblic înțelegem că o admira mai mult pe Ana, în primul rând pentru caracterul ei frumos. Și ce ai putea să-i spui unei astfel de femei și cum să o mângâi? Cum să-și mângâie soția un soț când ea nu poate să dea naștere la copii? Ce să-i spui? Pentru că nimic nu poate mângâia, ceea ce-i trebuie este să nască. Dar poate omul să schimbe asta? Și atunci, el cu dragoste, cu multă sensibilitate se apropie de ea și îi spune: Ano, de ce nu mănânci? Tu știi că eu nu pot să te ajut, dar ceea ce pot face este să mă port frumos cu tine și bucuria pe care avea-o de la 10 copii să-ți o aduc eu prin comportamentul meu și prin relația mea cu tine. Am făcut această scurtă introducere ca să împărtășesc cu dumneavoastră faptul că în această seară, recapitulând principiile pe care le-am învățat în anul acesta din Scriptură, respectiv importanța familiei, scopul, modelul, nevoile, principiile, reorientarea, responsabilitățile, riscurile, în această seară am ajuns la comunicare. Este ușor de înțeles că noi oamenii suntem ființe comunicabile. Comunicarea este o chestiune foarte complexă. De cele mai multe ori, relațiile dintre oameni se strică datorită unei comunicări neatente, agresive, răutăcioase, violente, indiferentă și așa mai departe. În general, comunicarea înseamnă să iei ce ai în minte sau în suflet, să pui în niște containere numite cuvinte și să transporți în mintea celuilalt ceea ce ai luat din mintea ta sau din inima ta. Asta presupune înțelepciunea celui ce trimite și răbdarea celui ce primește. Nu întotdeauna se întâmplă așa. În general, comunicarea se realizează în două feluri. În lumea psihologiei, în lumea științifică, se vorbește despre comunicarea verbală, adică cea prin cuvinte, obișnuită, și comunicarea non-verbală, adică fără cuvinte. Prin comunicarea verbală poți minți, dar prin comunicarea non-verbală nu poți minți. Comunicarea non-verbală e comunicarea prin mimica feței, prin gesturi. Întotdeauna oamenii spun: m-am uitat în ochii lui și mi-am dat seama că nu spune adevărul. Numai o simplă privire în ochii lui te-a făcut să ai dreptul să crezi că ceea ce spune verbal nu e adevărat, dar simplu fapt că i-ai privit privirea care se uită în altă parte, limbajul non-verbal te-a făcut să crezi că există riscul ca el să mintă. Limbajul non-verbal întotdeauna e mai puternic decât limbajul verbal. De aceea, când vorbiți cu partenerul, tovarășul de viață, când vorbiți cu un om, priviți-l în ochi, vorbiți cald, calm și frumos, pentru că limbajul non-verbal să nu-l contrazică pe cel verbal, că dacă eu v-aș spune: te iubesc! Acum vă întreb, verbal spun ce trebuie, dar însoțirea gestuală, mimica feței, tonul, atitudinea mea contrazice cuvintele te iubesc, că nu așa îi spui unui om te iubesc, îi spui altceva când te manifesti în felul ăsta. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câte ceva despre această mare taină pe care o studiază oamenii de știință, dar noi o privim dintr-o altă perspectivă, că nu suntem la nivelul oamenilor de știință. Noi suntem la nivelul oamenilor Bibliei. Așa că aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre asta. Vorbind despre aceste lucruri, aș vrea să spun că una dintre cele mai mari nevoi pe care oamenii le au este să vorbească unii cu alții. Dacă un copil care se naște nu vorbește deloc și cu nimeni în jurul vârstei de 7 ani moare, asta înseamnă că oamenii au nevoie să vorbească unii cu alții. Atunci când vorbim despre lucrul acesta, spunem și faptul că relațiile dintre oameni se realizează, se întrețin și se întăresc prin comunicare. Dacă dumneavoastră pretindeți că ați avut o relație frățească cu mine înainte să mă mut eu în America, eu vă contrazic, pentru că n-am vorbit niciodată unii cu alții înainte de 2003, când eu am ajuns aici. După ce am ajuns aici în 2003, am vorbit unii cu alții și ne-am împrietenit. Dacă nu am fi vorbit, n-am fi putut să spunem că ne cunoaștem. Noi nu cunoaștem decât oamenii cu care vorbim și cunoaștem foarte bine oamenii cu care vorbim în fiecare zi.
De ce ne cunoaștem foarte bine în familie? Pentru că vorbim foarte des. Observați, vă rog, că atunci când comunicarea lipsește sau este defectoasă, apar suspiciuni și tensiuni. Tensiunile și suspiciunile acestea pun presiune pe relație, relația devine insuportabilă și oamenii se îndepărtează unul de altul. Când e vorba de soț și soție, lucrul acesta e complicat. Comunicarea nu înseamnă doar să vorbești, ci comunicarea înseamnă și să asculți. Și una dintre marile probleme în comunicare este că prea vrem să vorbim și deloc să ascultăm. Și întotdeauna când doi oameni vorbesc unul cu altul, dacă n-au respect să împartă timpul jumate-jumate, atunci cel care nu mai are timp să vorbească se simte inferiorizat, nerespectat și se ascunde în el, simțindu-se lăsat în urmă, iar celălalt are o notă de superioritate, o valoare de sine prea înaltă, crede că numai el știe să vorbească de moment ce tot vorbește. Numai gândiți-vă că în orice relație este cinstit să împărțim timpul jumate-jumate, că altfel nu mai suntem tovarăși, suntem stăpân și rob, șef și angajat. Dacă în familie există tovărășie, trebuie să existe respectul de a vorbi și eu și tu, de a asculta și tu și eu. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să acceptăm faptul că femeile comunică mai bine decât bărbații. Dacă familia dumitale pleacă într-o călătorie, să zicem cu avionul, și în avion familia dumitale stă lângă o altă familie, foarte probabil că dumneata nu vei schimba nicio vorbă cu bărbatul din familia cealaltă, dar soția dumitale se va împrieteni nevoie mare cu femeia din cealaltă familie. Femeile vorbesc mai ușor decât bărbații, se fac mai vulnerabile în discuție, imediat aduc amănunte despre familia lor, mai ales despre copii și nepoți, și la repezeală scot o grămadă de poze din poșetă și le arată. Uite, ăsta e ăsta și ăsta este celălalt. Femeile sunt foarte prietenoase și sociabile. De aceea aș vrea să vorbim puțin despre nevoia comunicării femei. De ce o femeie simte să comunice mai mult decât bărbatul? În primul rând pentru faptul că ea împărtășește amănuntele vieții, bărbații nu împărtășesc niciodată amănuntele. De la un bărbat vei afla greu amănuntele vieții lui. El spune, cum ești? Ok. Și cum a fost? Ok. Dacă întrebi o femeie, o doamnă, o domnișoară cum este, ea începe să-ți explice cu lux de amănunte. În general, viața unei femei e foarte colorată, e plină de amănunte. De aceea ea simte să transmită amănuntele astea. Ea nu poate să le încoarce pe toate într-o basculantă numită ok. Apoi, ea comunică stări sufletești, sentimente, în timp ce bărbații comunică idei. Un bărbat e ca un inginer, 1 plus 1 fac 2, punct. Mai vrei să-mi spun și altceva? Femeile însă explică sentimente. Sentimentele sunt greu de explicat. Păi nu mai spuneți dumneavoastră ce e iubire. Păi scrie o carte și nu spui tot ce trebuie. E foarte greu să explici un sentiment, o trăire interioară, emoțională. Dar o idee o spui ușor. Cum e afară? E frig sau cald? Cald. Punct. Femeile împărtășesc intuiția. Ele au un simț mai mult decât bărbații, numit intuiție. Întotdeauna o femeie se uită și miroase. Bărbații nu știu să facă asta prea bine. De aceea se spune de bărbați că sunt ușor creduli. Nu cred că este adevărat, dar cred că femeile sunt suspicioase, se uită, ele știu ce culoare au pantofii cu care te-ai încălțat, știu ce culoare are costumul și cravata. Niciodată un bărbat nu ține minte așa ceva. El se uită la om, așa, în mare, îl vede că e bărbat sau femeie și asta îi ajunge. Ce culoare are piesele vestimentare, el nu le știe și el nici nu-i suspicios. Nu vi s-a întâmplat să mergeți cu soția undeva și să vă întâlniți cu niște oameni pe care nu i-ați cunoscut și aveți ocazia să-i cunoașteți și soția se apleacă la ureche și spune, fii atent că nu miroase bine individul ăsta. Și îi spui, dar îl cunoști? Nu. Dar atunci de ce nu-ți miroase bine? Și așa simt eu. Ce înseamnă aia așa simți tu? Asta se numește intuiție. Bărbații nu au. Dependența de soț este încă un factor care o face pe soție să comunice.
Nu uitați că atunci când femeia a apărut pe scena istoriei în existență, ea a apărut ca cineva care asistă, îngrijește, aduce aminte și se ocupă de soțul ei, ajutor potrivit. V-ați gândit vreodată ce înseamnă ajutor potrivit? Cineva care se învârte pe lângă tine să vadă ce trebuie, cum te poate ajuta. Nici nu a pus să spui că mi-e sete, spune, n-ai vrea să bem un pahar cu apă? Nici n-a pus să spui că ți-e foame, că te întreabă, n-ai vrea să mănânci ceva? Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să prezint femeia, soția, inferioară soțului și ca o persoană de serviciu, nici vorbă. Am vrut numai să spun că ea e persoana care se uită la detalii. Cum ar crește ea copiii? Cum și-ar da seama dacă îl doare stomacul sau ies dinții pe baby dacă n-ar fi femeie? Păi după soț, ar fi foarte complicat. Copilașul acela când s-ar face mare ar avea multe de povestit. Ea este dependentă de soț. Scriptura a spus în Genesa capitolul 2, versetul 16, dorințele tale se vor ține după soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Bărbații sunt independenți, femeile sunt dependente. Asta este natura lor. Că a venit feminismul pe scena istoriei la sfârșitul secolului trecut și a spus că nu e adevărat. Sigur că oamenii pot spune orice, dar să știți că în ciuda feminismului femeile tot femei rămân și bărbații tot bărbați rămân. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, aș vrea să prezint câteva tipuri de a comunica. Și primul dintre ele este tipul liniștit. Omul care este foarte liniștit în comunicare are tendința să nu comunice. Așa de liniștit vorbește încât vorbește greu. Vorbește puțin și foarte liniștit. Nu se grăbește, nu se enervează ușor. De cele mai multe ori tace. Într-o discuție el vorbește ultimul și cel mai puțin. Este genul de om cu care nu te cerți ușor. O altă persoană, un alt temperament, un alt stil de om, un alt tip de comunicare, este omul deschis. Ăsta este omul cu care vorbești ușor. Dacă stai cu el o zi întreagă, nu te plictisești. Pentru că tot vorbește, e foarte deschis, e foarte sociabil. Ai ce să vorbești cu el. Un alt tip de comunicare e comunicarea constructivă. Vorbește pozitiv și încurajator. V-ați întâlnit cu oameni cu care ați vrea să vă mai întâlniți, pentru că întâlnirea cu ei v-a mângâiat, v-a încurajat? Oamenii ăștia au dat o notă pozitivă vieții, v-au descoperit o perspectivă frumoasă a existenței. Poate ați trecut printr-un necaz, dar omul ăsta a spus, ascultă-mă, necazul ăsta nu ține veșnic. Și eu am trecut, uite, mi-a murit nu știu cine, dar asta e viața, mergem înainte. Și când te-ai despărțit de el, parcă ai simțit că mai ai 5.000 în plus de dolari în buzunar, pentru că a avut o notă constructivă și pozitivă în atitudinea lui de comunicare. Însă, trebuie să recunoaștem că sunt și oameni care vorbesc ambiguo, adică sunt confuzi. Cel mai trist este când ăștia devin predicatori, pentru că au un mesaj neclar, vorbesc și îți e greu să înțelegi ce vrea să spună. Auzi ce spune, dar nu se leagă vorbele. Te pierd, te obosesc. Nu vorbesc simplu, nu sunt clari și sunt așa ambiguo și tot timpul vrei să-l întrebi. Auzi, nu te supăra, dar nu înțeleg ce vrei să spui. Înțeleg ce spui, dar nu înțeleg ce vrei să spui. Un alt stil de a comunica e omul care te testează. Ăsta pune întrebări ca să te testeze. Te întreabă, cum te simți în Biserica Betania? Dar el nu pune întrebarea ca să-i răspunzi cum te simți în Biserica Betania. Și din răspunsul tău înțelege dacă l-agrezi pe păstor sau nu. Astfel de întrebări capcană care te trag de limba, adică spui una și el înțelege 20. Să aveți grijă când întâlniți astfel de oameni, că după ce se despart de dumneavoastră, ei scriu o carte și spun, păi m-am întâlnit cu cutare și a zis așa, 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 și dumneata n-ai spus decât cum te simți la Betania. Simplu. Dar el de acolo a dezvoltat-o și a umflat-o și spune o grămadă de lucruri pe care le-a subînțeles. Sunt oameni care te testează. Să aveți grijă că oamenii aceștia sunt dificili în comunicare. Mai sunt alți oameni numiți oamenii indirecți în comunicare. Oamenii ăștia vorbesc tot timpul pe ocolite. Ei nu au puterea să spună direct ce vor să spună. Dacă le este sete, spun, o, ce cald este astăzi. Și acum tu trebuie să înțelegi că dacă e cald, ar fi bine să bei apă.
Dar dacă vorbește cineva cu mine așa, să fie sănătos că va muri de sete. Eu nu mă pricep deloc la treaba asta. Dacă ți-e sete, mă gândesc că ar fi cinstit să-mi spui, frate Luigi, mi-e sete. Și cu toată dragostea, dacă avem un pic de apă undeva, hai să bem. Dar dacă îmi spui că e cald, eu sigur că mă gândesc la căldura de afară și nici nu-mi trece prin cap că ți-e sete. Oamenii vorbesc indirect și se supără că nu pricepi. Dar nu vă imaginați ce complicat este să vină cineva și să spună, având de gând să cânte o cântare de seară sau să facă ceva la program, și spune, cine știe ce, foarte indirect, și rămâne în spinarea mea să înțeleg. Trebuie să fii un mare tălmăcitor și interpretator să înțelegi o astfel de vorbire. Scumpii mei, când vreți să spuneți ceva, spuneți limpede, așa pe de-a dreptul. Ajunge și mai departe și consumăm și mai puțină benzină. Atunci când vorbim despre tipuri de comunicare, trebuie să afirmăm și faptul că sunt oameni care generalizează. Nu s-a supărat soția niciodată pe dumneavoastră să spună, tu niciodată nu duci gunoiul. Niciodată. Adică cum, în 30 de ani chiar niciodată nu l-am dus? Zice, tu întotdeauna, adică chiar așa întotdeauna? Astea sunt cuvinte numite generalisme. Și când vrei să-i spui unui om, tu întotdeauna ești rău. Nimeni nu e rău întotdeauna, cu excepția diavolului. Tu niciodată nu ai milă și înțelegere față de mine. Apoi cât de rău ar fi un soț, nu se poate chiar niciodată. Dar aceste cuvinte trebuie eliminate. Niciodată să nu spui niciodată, că întotdeauna minți. Limbajul acesta generalizat nu-i cinstit, vorbește concret. Gândește-te că trebuie să alegi un cuvânt care se potrivește cu adevărul. Nu spune ce simți, spune ce e drept. Numai că soțiile țin foarte mult cont de ce simt, bărbații țin foarte mult cont de ce gândesc. Critica e un alt tip de a comunica. Să știți că sunt oameni negativi. În lumea asta sunt oameni negativi, negativiști și pesimiști, critici. Oamenii aceștia nu vor fi mulțumiți niciodată. Ei tot timpul se uită la ce nu merge. Dacă predici și greșești un cuvânt, singurul lucru pe care îl ține minte este cuvântul pe care l-ai greșit. Acum, e bine să ai în jurul tău astfel de oameni, că te ajută să te perfecționezi. Dar dacă toți sunt așa, te cam bagă în pământ. În familie e foarte greu să ai un tovarăș de viață care tot timpul e în spinarea ta cu critica. Dă-i, te ciocăne. Că suferi o zi, suferi două, suferi trei, dar ai și nevoie de un pic de... să-ți dea niște aripi, să mai respiri un pic. Că dacă întotdeauna îți spune, tu nu ești bun de nimic, tu nu ești bun de nimic, tu nu ești bun de nimic, intimidarea e un alt fel de a comunica. În general, bărbații folosesc treaba asta. Bărbații au această capacitate de, hei, ți-am spus odată să te potolești, și te intimidează. În general, bărbații intimidează, ei țipă, ei ridică tonul, ei dau cu pumnul în masă, mai ales pe copii, dar și pe soții uneori. Sunt bărbați care folosesc stilul ăsta de viață, stilul ăsta de relație, să-și intimideze tovarășul de viață, având o atitudine din asta puțin agresivă. Și tot timpul tovarășul de viață e frustrat, e frânt, e strivit, niciodată nu se simte respectat, niciodată nu e la ea acasă. Frații mei, dacă s-ar potrivi cumva pentru cineva, ar fi bine să remarcăm lucrul ăsta, că suntem oameni din țărână și avem tot felul de defecte. Sarcasm înseamnă să fii așa disprețuitor. Cum deschizi gura, cum înțepi, cum arunci o ironie. Să știți că sunt oameni, mai ales colerici și flegmatici, din punct de vedere temperamental, care întotdeauna sunt disprețuitori și ironici. Tot ce zic te înțeapă, tot ce zic te atacă. Tot timpul te simți inferior în discuția cu el. Și numai după ce pleci, zici, bă, dar și eu trebuia să-i zic la fel, uite, acum am ea. Dar atunci nu-ți vine, că prea te strivește cu ironia lui. Această atitudine nu-i frumoasă. Dacă poți să mângâi pe cineva, mângâie. Dar ca să-l mai calci tu în picioare după ce are așa de multe necazuri, după ce are frustrările lui, datoriile lui, amărăciunea lui, nu-l lua la mișto pe fratele tău. Nu-i vorbi disprețuitor și ironic, că ești din țărână la fel ca el. Dacă ești un om credincios,
Iisus, Pavel, Petru și ceilalți apostoli niciodată n-au ironizat pe cineva și au spus cuvintele voastre să fie drese cu sare, să zidească, să construiască. Dacă cumva ai tendința să ironizezi pe tovarășul de viață sau pe alții, să te pocăiești și să nu mai faci așa, că nu-i bine. Nici dumitale nu ți-ar place tot timpul cineva să te ia așa peste picior. Nu-i frumos. Mesajul non-verbal, gestual. Nu vi s-a întâmplat să întrebați pe cineva ce părere ai despre fratele acesta și să spună: mai vrei să spună ceva pe lângă gestul ăsta? Nu ți ajunge gestul? Păi în gest, după gestul ăsta scrie o carte. Mesajul gestual este suficient. Să aveți grijă ce gesturi facem. Să avem grijă ce gesturi facem, că lucrul acesta e important. Când vorbim despre stiluri de comunicare, vorbim despre stilul de comunicare numit înțelegător, adică cei doi trebuie să aibă înțelegere și să comunice deschis. Asta înseamnă că dacă mi se pare că mă iei peste picior, să nu reacționez și să-ți mai dau o șansă și să te întreb din nou: iartă-mă, te rog, n-am înțeles, vrei să mai îmi spui încă o dată ce mi-ai spus? Spune cu alte cuvinte. Aveți răbdare cu oamenii, dacă simțiți că vă înțeapă, nu săriți cu sabia la el, pentru că veți ajunge la ceartă. Fiți buni și încercați să aplanați conflictul. Încercați să aveți înțelegere. Poate a fost nervos. Uneori suntem nervoși. Oamenii când sunt nervoși nu mai sunt buni și nu mai sunt atenți. Vorbele lor sunt tăioase. În ultimii ani, încercând și eu ca și dumneavoastră să-mi corectez slăbiciunile, încerc atunci când sunt nervos să nu vorbesc cu nimeni. Câteva minute, momentele alea când ai nevoie să te liniștești și sentimentele care pur și simplu se învârt în capul omului, încerci să nu vorbești cu nimeni, că dacă atunci vorbești cu cineva, îl înțepi. Vorbești la nervi. De aceea cel mai bine este să-i spui: iartă-mă că acum sunt ocupat, mă întorc în 5 minute. Du-te, închide-te undeva, trage aer în piept și spune: Doamne, ajută-mă, te rog, ajută-mă, ajută-mă. Noi foarte des trecem prin astfel de stări, mai ales dacă viața intersectează, adică se întâlnește cu oameni care te enervează, te ațâță, te ispitesc. Nu faci ușor față, ascultă-mă, să nu cobor la nivelul lor. Du-te și trage aer în piept 5 minute, fă o rugăciune scurtă, liniștește-te și întoarce-te înapoi și dă-i un zâmbet. Și zâmbetul ăla să fie cadoul lui Iisus pentru el. Pentru că altfel vei spune o grămadă de cuvinte pe care le vei regreta mai târziu. Dezaprobarea este o altă atitudine. Sunt oameni care întotdeauna ne dezaprobă. A aproba spune da, a dezaproba spune nu. Dacă ai un tovarăș de viață care spui: vreau să-mi cumpăr o pereche de pantofi, nu. Vreau să cumpăr o poșetă, nu. Vreau să-mi cumpăr o eșarfă, nu. Întotdeauna dezaprobare. Ce înțelegi de aici? Supunerea. Sunt persoane, mai ales femeile, care sunt frânte în relație. Și atunci ele de-a lungul vieții se obișnuie să se așeze în spatele bărbatului, dar nu în spatele bărbatului ca și supunere biblică, ci în spatele bărbatului ca și servitudine. Adică o femeie care nu mai are încredere în ea, care nu se simte respectată, care se simte manipulată și frântă. Aceasta nu e o atitudine cinstită. De asemenea, putem să vorbim despre o comunicare dusă la nivelul intelectualizării, adică vorbești cu cineva și atâta filozofează, dar nu pricep nimic. Și spui: bă, frate, tu trebuia să te naști pe vremea lui Platon sau lui Socrate, nu înțeleg nimic din ce spui, ce tu te învârți atâta în jurul cozii, iertați-mi expresia, spune, frate, mai pe mintea mea ce vrei să spui. Unii oameni tot intelectualizează și tot filozofează. Asta nu e o atitudine bună, decât numai dacă ne ducem la vreo universitate și vorbim cu vreun decan. Indiferența. Vi s-a întâmplat să vorbiți cu cineva și în timp ce îl privești să se uite încolo tot timpul, se uită așa pe lângă tine și simți că n-are chef să vorbească cu tine și la un moment dat îi spui: ok, am înțeles, iartă-mă că te-am deranjat, și pleci. Niciunul dintre noi nu poate să vorbească cu o privire absentă. Priviți în ochi pe omul cu care vorbiți și când îl salutați, când vă întâlniți cu mine pe hol, ridicați privirea și spuneți așa: pacea Domnului, frate Luigi. Nu vă spun eu vouă așa? Pace? Nu vin eu să dau mâna cu voi?
nu vă privesc eu în ochi. Priviți în ochi omul când îl salutați. Asta înseamnă că ai întâlnit un om care merită atenția ta. Asta înseamnă cea mai elementară dovadă de respect pentru o ființă umană. Nu poți coborî atât de jos încât să nu saluți și să nu te uiți în ochii omului. E obligatoriu. Hristos s-a oprit în dreptul la un cerșetor. Cine te crezi dumneata să nu faci atâta lucru? E un muritor ca dumneata. Dă-i și lui bucuria că e un om și că merită o atenție și un pace. Vorbind despre toate lucrurile astea, încercând să spunem mai multe și mai scurt, nu întotdeauna avem timp să le explicăm, dar ne adresăm unor oameni care au experiența vieții și care înțeleg ușor ceea ce spunem. Atunci când vorbim despre comunicare, vorbim despre faptul că cele mai multe certuri între oameni pleacă de la cuvinte, de la discuții. Primele 5 minute dintr-o ceartă au legătură cu motivul pentru care a început cearta. Următorul timp de ceartă nu mai are legătură cu motivul, ci are legătură cu faptul că cearta nu mai e bună. Adică ne luăm la ceartă pentru că cine știe pentru ce? Și 5 minute ne certăm pentru asta, nu mai dai prioritate. Dar după 5 minute pleci de la faptul că nu ți-a dat prioritate și spui: ce mă țip la mine? Și nu te mai cerți pentru prioritate și te cerți că nu te cerți bine. Adică te-ai certat ridicând tonul. Păi omul când se ceartă ridică tonul, nu există ceartă liniștită. Cearta implică nervii, implică mânia. Bineînțeles. Cum vă așteptați? Să ne certăm ținându-ne în brațe? Când nevoile nu sunt împlinite, apar reacțiile. Mai ales în familie, ai o nevoie și te aștepți ca tovarășul de viață să ți-o împlinească. Cum te simți când nu ți-o împlinește? Reacționezi? Sigur că reacționezi. Cum? Uite așa. Când vedeți așa la soție sau la soț că îl întoarce invers, ce, nu-i suficient? Știți, aolo, Doamne, iar e complicat. Iar o să fie... Există o reacție. Când vedeți reacția asta, să fiți atenți și să o reparați, să nu o lungiți. Că dacă nu luați atunci atitudine să îndreptați lucrurile când sunt calde, wow! Știți ce se întâmplă? Când reacțiile nu primesc răspuns, apar conflictele. În rare ori apare un conflict înaintea unei reacții. Tot timpul există un... Când ai auzit asta, repară repede treaba, că altfel apare conflictul și conflictul e mai greu de reparat. Cel mai ușor este să simți reacția și să o repari cum poți mai repede și mai bine. Că dacă nu o repari, reacția aceasta face pui. Și puiul este cearta și conflictul, adică se enervează mai tare. Reacțiile arată nemulțumirea, dar conflictele manifestă nemulțumirea. Una este ca un om să fie nemulțumit și alta este să manifeste nemulțumirea. Care sunt nevoile de bază ale unui bărbat? Le-am mai spus în alte împrejurări, împlinirea intimă sau sexuală, partener pentru recreație, soția atractivă, să fie îngrijit și să fie admirat. Care sunt nevoile unei soții? Afecțiune, adică o atitudine sentimentală, romantică, blândă, sensibilă. Soțiile țin foarte mult la treaba asta, bărbații nu. Comunicare, ele nu se mulțumesc cu ok. Cum ți-a fost astăzi alu cu ok? Onestitate, femeile țin mai mult să nu minți decât bărbații. Întotdeauna femeile sunt mai lovite când identifică minciuna decât bărbații. Suport financiar, pentru că ele sunt dependente de soț, pentru ele să știe că soțul poate să o întreține, foarte important. Pentru un bărbat nu e important, că el iese în stradă și se descurcă într-un fel. Femeia e construită altfel, ea are nevoie de suport, de siguranță. De asemenea, angajamentul familial pentru o femeie e mult mai important. De aceea femeia are nevoie să-i spun te iubesc. Și bărbatul nu are nevoie. Pentru că suportul familial și angajamentul familial îi dă stabilitate unei femei. Așa e ea construită. Cea mai mare frică a unei femei e că nu merită să fie iubită. Așa este ea în constituția ei. De aceea soțul, dacă îi spune mereu te iubesc, îi spune meriți să fii iubită.
Și vrea să privim lucrurile acestea puțin în paralel. Nu mai uitați-vă câtă diferență este între un bărbat și între o femeie. Ce vrea unul, ce vrea altul. Unul vrea trupul, unul vrea sufletul. Vă e cunoscută povestea asta. Vorbesc despre persoanele căsătorite. Datorită faptului că prima categorie, bărbații, au anumite nevoi, ei cred că și soțiile lor tot nevoile alea le au. De aceea dacă el mănâncă înghețată, îi cumpără și ei una. Dar ei nu-i trebuie înghețată, că e femeie. Sigur că nu mă refer la înghețată, dau doar un exemplu. Fiecare persoană căsătorită trebuie să accepte că datorită acestor diferențe de foarte multe ori există conflicte. De foarte multe ori. Una dintre cele mai mari reproșuri ale unei femei este că nu e înțeleasă. De ce nu e înțeleasă? Pentru că soțul tot timpul tinde să sară peste nevoile ei. Tinde să o neglijeze, inclusiv în cele mai intime aspecte ale relației lor. Și când spun asta, nu pot să spun mai mult. Frați și surori, trebuie să avem înțelepciunea să știm că femeia nu-i bărbat, vorba domnului președinte al României, că vara nu-i ca iarna. Bărbatul nu-i femeie și femeia nu-i bărbat. Și întotdeauna când te căsătorești, te căsătorești cu o persoană care e diferită. În timp ce îți trebuie 1A, uitați-vă la 1B. În timp ce îți trebuie 2A, uitați-vă la 2B. Păi orice bărbat căsătorit trebuie să știe cu cine s-a căsătorit și cum e persoana aceasta. Dacă cineva a avut o mașină pe benzină și acum așa una pe motorină, s-ar putea să bagi de vreo 5-6 ori benzină în mașina cu motorină până te obișnuiești că ai mașină cu motorină. Trebuie să știi ce fel de mașină conduci, trebuie să o cunoști, că altfel nu funcționează. Trebuie dragoste, trebuie sensibilitate, trebuie înțelegere, trebuie să știi că trebuie să lași și dumneata și ea sau și el. Atunci când vorbim despre comunicare și despre conflicte, spunem următorul lucru. Și cu asta încheiem pentru că se expiră timpul. De multe ori am spus lucrul acesta și l-au spus și alți frați predicatori care trec prin biserica noastră. Atunci când vorbim despre timpul conflictelor, vorbim despre trei faze ale căsătoriei. Prima fază e încântarea, asta e luna de miere. Nu există frumusețe mai mare și dragoste mai puternică decât în perioada aceasta, luna de miere. Aici nu există niciun defect. Toate sunt frumoase, toate sunt bune, toate sunt la locul lor. E frumoasă, e drăguț, e băiat înțelegător, toate sunt bune. Dar omul nu trăiește o lună, omul trăiește mai mult. Și după luna asta începe viața. Și viața asta cum se numește? Revenirea la realitate. Și revenirea la realitate te face să-l vezi așa cum e, nu așa cum l-ai văzut prin filtru pasiunii când nu mai puteai, înainte de explorare. După explorare îl cunoști sau o cunoști. Și revenirea la realitate te faci să o vezi și dimineața când nu e aranjată, te faci să o vezi și când e să-l vezi și când e nervos, până acum n-a fost nervos niciodată. Și vezi și lucruri pe care nu le-ai văzut în luna de miere. Niciun bărbat din lumea aceasta nu poate să aibă o viață la nivelul lunii de miere. Și nici o femeie. E ideal, dar nu-i real. Dar nici dacă e diferența prea mare, iar nu-i cinstit. În sfârșit, revenirea la realitate e așa cum e. Și dumneavoastră o știți. Dacă cineva n-a trecut luna de miere, excepție cei care s-au căsătorit acum câțiva săptămâni, lăsați-i liniștiți, că viața ne învață pe toți. Și mai este ceva. Aceasta este fericirea pe care o promite Dumnezeu. Noi nu putem să evităm încântarea aceasta, ea este pozitivă, nu putem să evităm nici revenirea la realitate, chiar dacă este negativă și durează un an, doi, potrivirea aceea între soț și soție, el vine dintr-o casă, ea din alta, el are niște obiceiuri, el altele, dar viața noastră nu e compusă din lună de miere, dar nici din revenirea la realitate, ci e compusă din maturizare, adică până la urmă îți dai seama că ea are calitățile astea și defectele astea și spui, asta e nevasta mea. Îți dai seama că el are calitățile astea și defectele astea și spui, ăsta e omul meu. Și pur și simplu te adaptezi la omul ăsta și te pliezi, adică te potrivești pe calitățile și defectele lui. Îi acoperi calitățile, îi acoperi defectele și îi pui în evidență calitățile, că e omul tău. Dumneata l-ai ales. Nici ce alegi dumitale nu e ok. Și urmează o viață de maturizare. Știi că soția are anumite slăbiciuni în anumite direcții și încerci să protejezi zonele acelea ale ei.
Nu expune în zona aceea că se face de rușine și împreună cu ea te faci și dumneata. Protejează-o în zona aceea, poate ea e mai sensibilă la... Sunt unii oameni mai sensibili la bani, nu cumva să-i cer bani că se face foc. Sunt unii mai sensibili la relații de cine știe de ce fel. Oamenii au sensibilitățile lor, fiecare are câte o sensibilitate. Uneori vine din specificul temperamental, altădată vine din copilărie. Cine știe ce traume a avut el în copilărie, cine știe ce experiențe foarte dureroase a avut și s-au dezvoltat niște frici pe care nu le poate suferi. Și când, în copilărie pe mine m-a mușcat un câine, aveam vreo 5-6 anișori și câinele prietenului meu cu care mă jucam toată ziua, așa un câine mare, din senin stăteam întinși pe burtă, așa copii vorbeam, pe terenul de fotbal și s-a repezit și m-a mușcat de aici de obraz. Să nu văd câini. De multe ori merg la frați, la prieteni care mai au câte un câine frumos și vor să mi-l arate. Spun, te rog frumos, las că mi-l arăți data viitoare. Nu vreau să văd câini. În inima mea, în subconștientul meu, nu vreau să văd câini. Îmi spune, nu mușcă, știu, dar nici nu vreau să încerc. Fiecare avem temerile noastre. Anii copilăriei, anii tinereții ne-au trecut prin anumite experiențe. Ei, când te căsătorești cu un om, el vine cu fricile astea cu tot. Respectă-i-le, încearcă să-l protejezi, nu-l expune. Pentru că în felul acesta vei avea un soț sau o soție fericit, fericită și te va respecta pentru că îl respecti. Ascultă-mă, nu-ți îmbrânci partenerul în groapă și te aștept să te aprecieze pentru asta. Frații mei, comunicarea este un lucru foarte delicat, trebuie făcut cu înțelepciune, pentru că nimeni nu poate suporta la infinit jignirile, neatențiile, țipăturile, lipsa de maniere a cuiva sau de bună creștere. De aceea trebuie să avem multă atenție când ne deschidem gura, pentru că Biblia spunea, dacă cineva vrea să fie desăvârșit, trebuie să accepte că limba e unul dintre ultimii dușmani pe care trebuie să-i legi și cu limba aceasta mulți dușmani ne-am făcut noi. Însă în familie nu poți să ți-l faci dușman pe soț sau pe soție sau pe copii sau pe părinți. Fiți buni cu tovarășul de viață. Încercați să vă ajutați unul pe altul. Încercați să găsiți soluții la neînțelegeri. Stați de vorbă, faceți un ceai și vedeți cum prin discuție, prin comunicare puteți îndrepta. Pentru că nu putem să stăm o viață certați. Cu un coleg de serviciu îi spui, știi ce, lasă-mă în pace, șterge numărul meu de telefon. Nu poți să-i spui asta la nevastă sau la soț. Comunicarea e un lucru care trebuie făcut cu grijă, cu atenție și fiecare trebuie să plătim prețul. Altfel, conflictul va sta mereu în viața noastră și în casa noastră. Și sigur că nu vom fi fericiți. Ne oprim aici, scumpii mei, și dacă avem viață vom mai continua duminica, nu următoare, ci cealaltă. Dar acum încheiem serviciul divin cu rugăciune. Vă rog să vă ridicați și cum ne călăuzește Domnul, așa să ne rugăm. În numele Domnului Iisus, amin.